Bună seara! Mă bucur că există încă oameni curajoși care înfruntă văpaia acestui mijloc de iulie pentru a veni la o expoziție foarte interesantă și o premieră, într-un fel, pentru Muzeul Național Israel Român. Nu este o premieră și pentru Leonardo Toteanu, un artist pe care l-am descoperit doar datorită Mariei Constantinescu. Așa cum probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră știu, Maria Constantinescu este o foarte veche colaboratoare a muzeului nostru. A avut mai multe expoziții la noi, toate foarte apreciate și îmi suflă ea aici, că și eu să mai am. A pregătit un calendar pentru Muzeul Țăranului, în urmă cu câțiva ani. Și uite, anul acesta a venit cu o recomandare pentru o expoziție. Mărturisesc că atunci când am acceptat acest proiect, nu știam nimic despre autor. Am aflat ulterior că, de fapt, este informatician și că este atras de această temă a credinței. Și asta l-a făcut să aleagă acest subiect de expoziție. Nu e vorba aici doar despre biserici, despre clădiri și despre sfinți. Este vorba, spune eu, și despre întruchipări ale inocenței. Să vedeți multe păsări, animale portretizate aici, ca simboluri ale nevinovăției naturii în fața omului și ale efortului pe care oamenii îl fac, încă îl mai fac, să se apropie de Dumnezeu și prin intermediul naturii, care a fost făcută de Dumnezeu odată cu omul. Eu am fost oarecum șocat de culorile foarte curajoase pe care le utilizează Leonardo Toteanu. Adeseori sunt culori tari, nu întotdeauna, recunosc, nu peste tot. Sunt unele lucrări foarte pastelate, foarte dătătoare de calm. Alteori însă utilizează un limbaj plastic foarte puternic și expresiv. Aș vrea să o las să vorbească mai la obiect despre această expoziție pe curatoarea expoziției, Maria Constantinescu. Mulțumesc. În primul rând, vreau să-i mulțumesc foarte mult, îl iau întâi cu domnului director Virgil Ștefan Nițulescu, care este un fel de om-domn-înger, pentru că niciodată când i-am propus o manifestare nu m-a refuzat. Și cu doamna Ionescu, Florica. Și a fost o expoziție frumoasă, fără să știe prea bine ce fac, dar având în vedere că se pare că eu pictez destul de bine, a avut încredere în mine. Așa, și pentru mine este cea mai mare onoare, mă scuzați că vorbesc așa, dar am probleme cu mine, este cea mai mare onoare să am expoziții în acest muzeu, pentru că este muzeul cel mai important, pentru că are valorile cele mai importante, păstrează și ne face să vedem tradiția și valorile poporului nostru, de aceea îmi pun maramă la fiecare vernisaj. Și uitați-vă cât de fină este. Deci mie mi se pare marama. Deja am reținut titlul pentru marama românească. O să realizez o manifestare în acest sens în România și în străinătate. Nu pot să vorbesc prea mult despre Leo. În schimb, eu am scris un articol în această revistă despre Leo și puteți să o citiți din această revistă. Și aici sunt două vorbe despre mine. Și o să las pe Leo să spună și el două vorbe. Mulțumesc, Pepe. Eu mulțumesc. Eu mulțumesc.
În primul rând, mulțumesc Mariei și domnului director că mi-au permis să expun și eu în acest loc în care sunt foarte mulți profesioniști și care unul dintre cele mai importante muzee, dacă nu cel mai important din țară, și am avut și eu ocazia să fiu aici. Le mulțumesc foarte mult amândurora că m-au ajutat să expun și vă mulțumesc și vouă că ați venit tuturor și primiți picturile, cam atât. Vă invităm la un pahar cu vin. Da. Bucurați-vă de expoziție, da. Și nu uitați, domnul Toteanu, că cel care a fost primul director după reînființarea muzeului. Muzeul nostru este, înființatul meu este 6, să nu uităm acest lucru. Iar această clădire, Palatul din Șosea, a fost prima clădire de... Nu, pardon, a fost a doua clădire înființată, realizată, construită special pentru muzeu. Prima a fost muzeul Antipa, a noastră a fost a doua. Dar era, la momentul în care a fost construit, a fost cea mai mare clădire de muzeu din România. Nu uitați așadar că primul director de după înființarea muzeului a fost un pictor și probabil că asta a contat foarte mult în tot ceea ce a făcut muzeul nostru din 1990 încoace. Da, și vreau să mai spun un singur lucru, că vreau să-i mulțumesc vărului meu, Liviu Mățăoanu, care este membru al Uniunii Scriitorilor și reporter radio și TV la Câmpul Mușel, unde m-am născut, eu m-am născut puțin mai încolo, unde s-a născut și Leo și el. El mi l-a prezentat pe Leo. Și îi mulțumesc din suflet că a promovat un artist care, într-adevăr, o să facă ceva important. De ce? Să nu uităm că la Bienala de la Veneția, acum mulți ani, singurul care a luat un premiu, nefiind artist plastic, fiind medic, este Ion Țuculescu. Eu cred că Leo o să-i calce pe unul. Mulțumesc.